Dă-te rog un ax, Luiza. Poftim! Mulțumesc! Salutare tuturor! Noi suntem grupul Cena Scoder din Comuna Cerna, județul Tulcea. Cena Scoder este format din 3 membri. Eu mă numesc Luiza Daniela Noici, am 12 ani și îmi place să codez. Lucian! Salut! Eu sunt Lucian, am 13 ani și îmi place foarte mult codingul și robotica. Ah, da, mai e și Marius. Marius! Marius! Ce este, exploram că e Mimo. Cine este Mimo? Nu știi cine este Mimo? Nu știi cine este Mimo? Mimo este mascota proiectului nostru Smart Irrigation. Și cum arată? Nu pot să-ți arăt acum, dar și este ud. Dar dacă vrei să-ți arăt o poză cu ei de pe rețelele de socializare. Ai, tare frumos! Dar hai să, Lucie, să le spunem și oamenilor ce este Smart Irrigation. Imediat, să devin mai captivant. Salut! Vrei să afli ce este Smart Irrigation? Mă voi spune după... Apropo, am uitat să mă prezint. Eu sunt Marius, am 12 ani și fac parte din grupul Cerna Scoders, care a fost înființat în anul 2020. Am revenit! Smart Irrigation V2 este un proiect conceput pentru ajutarea tuturor agricultorilor care cultivă plante în serie. Problema pe care o rezolvă el este irigarea automată a plantelor, deci de aici reiese că Smart Irrigation V2 este un sistem automat de irigare. El se împarte în două categorii și o anexă. Anexa fiind un sistem automat de monitorizare a solarului, adică temperatură și umiditate. Este bazat pe un LCD și un senzor de temperatură și umiditate. Prima categorie este sistemul automat de udare, care este bazat pe un relev de 12V, un senzor de sol și o pompă de apă. A doua categorie fiind sistemul automat de umplere a bazinului, o valvă electromagnetică, tot un relev de 12V și un senzor de distanță. Toate acestea sunt încărcate de la un panou solar. Deci de aici reiese că există mai multe beneficii, precum economisirea de curent electric, totul este eco, și economisirea de apă. În următoarele secunde veți vedea cum funcționează proiectul nostru. Promis, aceasta este prezentarea video a proiectului nostru. Senzorul de umiditate a transmis că solul are nevoie de apă, iar pompa a pornit, iar pe tuburi începe să picure. După cum vedeți. Pompa s-a oprit deoarece senzorul de umiditate a transmis că solul este umed. Valva electromagnetică a umplut butoiul deoarece și este totodată închisă deoarece senzorul de distanță nu măsoară o distanță mai mare, de 40 cm. Pe acest ecran LCD se arată temperatura și umiditatea. Acesta este Smart Irrigation.